Bună seara! Funcția de procuror general a făcut să cadă un guvern, unul despre care șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, spune că a fost cel mai pro-reformist guvern pe care l-a avut Moldova, în timp ce Igor Dodon îl numește cel mai ineficient din istoria țării. Pe cine să credem? Nu știm. În orice caz, avem un nou procuror general care a promis mai multă dreptate pentru cetățeni. A spus că știe că în pușcăriile din Republica Moldova sunt deținuți oameni fără nicio vină. S-a pronunțat împotriva examinării cauzelor penale în instanțe cu ușile închise, împotriva interceptărilor abuzive. A denunțat aplicarea excesivă a arestului preventiv și a promis că procurorii și ofițerii de urmărire penală antrenați până acum în investigația jafului bancar vor fi înlocuiți. Alexandru Stoianoglo ne-a promis astăzi că va veni la cabinetul din umbră la una din emisiuni pentru a răspunde la întrebările pe care le avem, și avem multe întrebări. Unii spun că acesta are șansa de a fi o surpriză pentru toată clasa politică, adică să facă ceea ce n-au reușit predecesorii săi, să fie procuror, nu instrument politic. Asta urmează să vedem. Astăzi vrem să aflăm care este atmosfera în mediul politic după desemnarea noului procuror general al Republicii Moldova, cine se teme, cine și-l asumă și cine va veghea la nivel politic ca acesta să nu transforme Republica Moldova și clasa politică și procuratura în general în bătă politică, așa cum s-a mai întâmplat în această țară până acum. Discutăm subiectul cu invitații noștri din această seară. Este vorba de domnul Mihai Pupșoi și îl așteptăm în studio pe Vladimir Cebotari din partea Partidului Democrat. Începem cu dumneavoastră, profit de faptul că sunteți punctual și ați venit la timp. Spuneți-ne cât de independent credeți că va fi noul procuror general? Îmi vine greu să judec. Lucrurile se vor așeza la locurile lor în timp. Acum nu am prea multe motive să îl acuz, să-l suspectez, dar nici să prea cred în independența justiției și a procuraturii nemijlocit. Ori printre acele propuneri sau planuri de activitate enunțate de către domnul Stoianoglo, nu s-a regăsit unul principal și care reiese automat din cel puțin două din acele critici care le-a adus dumnealui sistemului actual. Ori dacă avem în închisori, așa cum spune dumnealui, oameni care stau acolo fără nicio vină, și are dreptate că nu spune, doar că nu spune până la capăt. Dacă acest lucru este adevărat, trebuie să cadă capete de procurori și judecători. În primul rând de procurori care au înfundat pușcăriile cu oameni știind că sunt nevinovați. Mai mult decât atât, dacă procurorii cu bună știință nu își îndeplinesc activitatea, de la asta trebuie să înceapă domnul procuror general, să cadă capete în procuratură, pentru că atât timp când nu se va face ordine în rândurile procurorilor, celelalte propuneri, celelalte enunțuri ale domnului Stoianoglo, că procuratura nu va fi bâtă politică și așa mai departe, pe noi ne lasă rece, pentru că noi am mai trecut prin asemenea situație când eram plin de speranță că un nou procuror va fi altfel decât cel care a fost înaintea lui, fie că vorbim de domnul Zupco, fie că vorbim de domnul Gurin, dar lucrurile, din păcate, au degradat din rău în mai rău și acum avem puține speranțe. Deși ne-am dorit cu toții, ca și cetățeni, lucrurile să evolueze, să avem un progres anumit, inclusiv în sistemul procuraturii. Dar atât timp cât spui că există oameni care stau fără vină în închisori, dar nu spui că trebuie să cadă capete în procuratură, atunci eu am anumite dubii vis-a-vis de voința adevărată de reforme profunde în procuratură. Mai degrabă este o încercare de a asigura un status quo, de a face anumite gesturi de bunăvoință societății,
precum că ceva se mișcă, dar în esență lucrurile din păcate nu se vor schimba, pentru că cei care au investigat până acum miliardul, atât cum spune domnul procuror, dar lucrurile nu s-au mișcat, probabil, și ei trebuie să răspundă. Și aș vrea să... poate o să răspundă dumneavoastră, de unde știți că nu o să răspundă? Pentru că nu am văzut printre acele priorități enunțate domnul procuror, adică prioritatea trebuie... zero, ordinea în propria ogradă. Să cadă capete în rândul procurorilor, cei care au înfundat pușcăriile cu oameni nevinoveți, cei care au oferit acoperire politică unor politicieni, cei care au asigurat protecția unor afaceri, mai mult sau mai puțin dubioase. De la aceasta ar fi bine să pornească domnul procuror. Da. Îl salutăm în studio pe domnul Cibotari. Bună seara, domnule Cibotari. Bună seara. Noi despre procuror am început discuția, dar o să discutăm mai multe subiecte în seara asta. Domnul Stoianoglu a fost unul din exponenții Partidului Democrat la o anumită etapă. A fost și vicepreședinte al Parlamentului. Spuneți-ne dacă vi-l asumați în calitate de procuror. Că, sigur că nu. Domnul Stoianoglu nu mai are o anumită relație cu Partidul Democrat deja de ceva timp. Chiar și în perioada când era un deputat pe lista Partidului Democrat în Parlament, dumnealui nu a, din câte cunosc eu de la colegi, nu a deținut în calitate de membru a Partidului Democrat. Unul la mână, doi la mână. Înțeleg eu că activitatea dumnealui din cel puțin ultimii 3 ani de zile nu a avut nimic de a face cu politica sau cu Partidul Democrat. Cel puțin 3 ani de zile. De ce? Nu poate fi unul asumat. Este un candidat care înțeleg eu, pe plac sau nu pe plac cuiva, într-un concurs corect sau nu corect, într-un concurs contestat legal sau neconstituțional, cum sunt diverse opinii în societate, dar este unul din acei 4 candidați identificat de către Ministerul Justiției la acea etapă, condus de doamna ministru Stămate, de către o comisie de concurs mult lăudată, până a fi criticată de către și experți, și societate civilă, și parteneri externi, și așa mai departe. Iar într-un final, 4 candidați au fost identificați, iar și cu anumite semne de întrebare, cum s-a făcut depunctarea, nu atât punctarea, am înțeles, critica a fost în depunctarea unor candidați, nu atât cât punctarea altora, ceea ce înseamnă că cei 4 s-ar afla totuși în lista a celor selectați. Mai puțin greșit, haideți să nu spunem altfel. Și respectiv... strategic, politic, s-au folosit sau nu acest nou guvern și Partidul Socialiștilor, este o altă întrebare, dar a fost propus cel puțin în cadrul regulamentului, în baza deciziei acelei comisii, care nu a mai fost, s-a dovedit că nu a mai fost anulată de către ministra Justiției Stamate. Da. Și CSP-ul a selectat un candidat care s-a prezentat nu rău, de altfel, nici la concurs, nici în proba interviului la CSP, din ceea ce noi vedem, iarăși, din sursele deschise de informații, și care ulterior a fost acceptat de către... Da, domnul Stoianoglu a plecat din Partidul Democrat de bunăvoie sau... Eu nu cunosc care au fost dedesubturile plecării domniei sale din Partidul Erați Democrat. Erați în partid atunci? Nu, eu am venit în Partidul Democrat 2016. Deci nu eram membru, nu cunosc situațiile, cum dumnealui a plecat, dar... să recunosc că am avut un respect tot timpul față de el, pentru că și astăzi lumea spune că este un bun specialist, un bun profesionist, își are punctul său de vedere, este foarte greu să fie comod cuiva, așa tot continuă să-mi spună multă lume, dar nu ne cunoaștem personal într-un mai apropiat sau altfel. Dumneavoastră ați rămas fără imunitate urmarea unui demers al fostului procuror general interimar, domnul Robu, care vă acuză că ați acționat în interesul unui grup criminal organizat și ați contribuit direct la preluarea controlului asupra aeroportului internațional Chișinău. La interviul de la CSP am văzut că domnul Stoianoglu a menționat aeroportul internațional Chișinău ca fiind una din prioritățile sale în calitate de procuror general și vreau să vă întreb în legătură cu asta la ce deznodământ vă așteptați în cazul dosarului dumneavoastră. Bine, haideți să spunem exact în ce a constat
obiecțiile sau alegațiile procurorului general vis-a-vis de mine, da? Că prin decizia care a fost luată de concesionarea aeroportului și păstrarea taxei de modernizare s-a cauzat un prejudiciu statului de XYZ. Da. Am clarificat, mi s-a părut destul de limpede în ședința Parlamentului că taxa de modernizare nu a fost stabilită și de comisia în care am făcut parte și comisia nu a avut nici cea mai mică discreție în privința acestei taxe. Explicat asta. Trecem a fost în hotărârea de guvern stabilită. Iar al doilea moment, comisia nu a luat nicio decizie de a trebui de a da în concesiune sau de a nu da. Comisia și-a făcut un lucru foarte tehnic de a evalua anumite oferte în baza unui regulament. Okay. Atât. Da. Și noi foarte mult speream ca procuratura să facă claritate și să comunice societății toate aspectele legate de această gălăgie în jurul acestui concurs și sperăm că atunci când va fi o procuratură corectă și profesională, vor pune accentele corect. Dacă vor găsi sau nu vor găsi careva fapte de ce înseamnă încălcarea legislației. Deși există multe probleme modului cum a fost formulat demersul, cum s-a ajuns, cum s-a votat și așa mai departe. Dar aceste lucruri nu le discutăm chiar acum. Dar e un lucru interesant, că sunt vreo 5 deputați, dacă mi-aduc eu aminte bine, cărora le s-a ridicat imunitatea. Unii probabil încă așteaptă să le se întâmple acest lucru. Și pe de o parte putem spune că justiția acționează. Da? Că a fost făcut corect, că n-a fost corect, se va expune procuratura, justiția, dar în nouă configurație politică, când Partidul Democrat din opoziție acum este în semiguvernare, ei încă nu acceptă noțiunea de guvernare, dar parcă sunt cu un picior acolo, au discuții interne dificile, unii vor la guvernare, alții nu vor. Păi argumentul procuraturii de multe ori este un argument imbatabil în cazul Republicii Moldova. Ori ne aducem aminte de Plahotniuc, cum și-a format el majoritatea parlamentară în 2016. Și acolo a acționat și procuratura, au acționat și banii, au acționat și alt fel de presiuni de ordin personal și politic și nu mai știu ce. În cazul dat, când avem în fracțiunea Partidului Democrat și eventual în alte fracțiuni, oameni vulnerabili, pe drept sau pe nedrept, urmează să se expună justiția, dar e cert că procuratura unora deja le-a intentat dosare penale, altora ar putea să le intenteze în continuare dosare penale și Partidul Democrat și eventual alte fracțiuni, repet, s-ar afla într-o situație delicată, să nu zic cu riscul de a fi subordonată Partidul Socialiștilor și anume lui Dodon, exact așa cum facea Plahotniuc pe vremuri, doar că s-au inversat cumva rolurile. Și atunci trebuie să fim atenți, pe de o parte, dorința de a face justiție, care este, trebuie să stea mereu în capul mesei, și riscul de a utiliza justiția exact cum a fost până acum în Republica Moldova, de a croi majorități parlamentare. Și dacă domnul Stoianoglu sau subalternii lui vor merge pe aceeași cărare, din păcate, atât de bătătorită a politicii moldovenești în care procuratura nu este decât o extensie a politicului, atunci, probabil, mulți din fruntașii Partidului Democrat, sub presiunea dosarelor penale și a altor fracțiuni, așa, s-ar putea să devină pur și simplu ostaticii Partidului Socialiștilor, dar mai degrabă lui Dodon, pentru că Partidul Socialiștilor nu prea are mare treabă. În mare parte e Dodon, e jocul lui Dodon. Adică, domnul Popșoi, vreți să spuneți că Igor Dodon are nevoie de acest instrument pentru a îi ține cumva grămăjoară sau eventual pentru a-i atrage pe unii deputați? Președintele Dodon a avut nevoie de o procuratură mai mult sau mai puțin docilă. Pentru a se asigura că dumnealui nu se trezește într-o bună zi cu procurorii la ușă și cu cătușile pe mână. Asta e unul. Doi, în egală măsură, a avut nevoie de o procuratură care să fie, într-o măsură sau mai mare, controlabilă, astfel încât să o poată utiliza exact așa cum o făcea Plahotniuc pe vremuri, pentru a-și face, a-și satisface interesele lui politice, inclusiv prin asigurarea de majorități parlamentare, de controlul afacerilor, reîmpărțirea sferilor de influență. Ori acest lucru este regretabil și aș vrea să sper foarte mult că domnul Stoianoglu va avea verticalitatea să se opună. Dar nu știu de ce am senzația că e puțin probabil că dumnealui va avea suficient curaj pentru a merge împotriva lui Dodon, care
De bine, de rău, acum are un guvern pe care îl controlează, are alte instituții de forță și să mergi tu să te sacrifici. Mi-aș dori enorm de mult ca domnul Stoianoglu să facă acest lucru, dar mă tem că voi rămâne doar cu dorința și nu vom vedea pe domnul Stoianoglu să vină în Parlament să ceară suspendarea imunității președintelui, chiar dacă pentru asta nu sunt voturi. Sau poate se reșgândește cineva din fracțiunea socialiștilor, acolo sunt și oameni cum se cade. Dar câte voturi sunt necesare pentru asta? E majoritatea constituțională. 71, 72? 67. A, 67. Dar mulți cumva vorbesc despre domnul Stoianoglu ca un potențial game changer, ca o figură care putea da peste cap planurile lui Dodon. Eu nu pot decât să răsuflu așa cu o doză de pesimism. Și speranță. Și pe undeva cu speranță, dar în contextul politic actual, eu sincer nu-mi imaginez cum domnul Stoianoglu sau alți procurori bunăoară, că nu e nevoie neapărat să vină imboldul de la domnul Stoianoglu, s-ar putea să fie o echipă sau un procuror, cum se cade în procuratură, care ar zice, uite, președintele Dodon sau cineva din fruntașii Partidului Socialiștilor sau altui partid a încălcat legea și să vii în Parlament și să ceri ridicarea imunității. Sau în cazul unor persoane foarte influente, care nu neapărat sunt deputați. Eu nu degeaba l-am întrebat pe domnul Cebotari dacă și-l asumă Partidul Democrat pe domnul Stoianoglu, pentru că în mediul analiștilor, în mod special, există această supoziție că domnul Stoianoglu ar fi fost introdus cumva în această combinație chipurile sub un aranjament pe care l-ar controla Igor Dodon, dar de fapt domnul Stoianoglu, așa zic unii analiști, ar fi totuși omul, în continuare omul PD-ului. Urmează să vedem în timp. E cert că favoritul socialiștilor era atunci domnul Soltan, dar domnul... Și că moneda de schimb cumva ar fi cică votarea guvernului. S-ar putea, vom vedea în timp cum se va comporta fracțiunea Partidului Democrat în Parlament, câtă verticalitate va avea sau va fi doar extensiunea Partidului Socialiștilor, așa cum până nu de mult socialiștii au jucat a doua vioară în acel faimos binom. Vom vedea acum dacă Partidul Democrat pe bune vrea să facă, a votat acest guvern din deznădejde, fiind presați de alegeri parlamentare anticipate, sau a fost un troc și fie că e vorba de procuror, fie că e vorba de careva alte beneficii, acest lucru se va demonstra în timp și poate chiar în timp atât de îndepărtat. Presați de alegeri anticipate, asta e interesant. Eu am văzut scorul pe care l-au luat Partidul Democrat și impresia mea a fost că tocmai în interesul dumneavoastră ar fi să avem alegeri anticipate în momentul ăsta. Dar ce v-a făcut? Chiar ce v-a făcut să votați acest guvern? Noi am spus-o, mi se pare că nu o singură dată acest lucru, dacă o repetăm și aici. În primul rând, noi am avut propria moțiune de cenzură față de guvernul. Și ați retras-o, modul în care ați retras-o tot a fost foarte interesant și suspect. Noi am avut propriile obiecții față de guvernul Sandu. Noi și acum considerăm că guvernul Sandu nu a făcut suficiente lucruri în domeniul politicilor sociale și cele economii și infrastructură. Cel mai pro-reformist guvern pe care l-a avut Moldova, spune Peter Mihal. Haideți să întrebăm oamenii cum au simțit-o. Și atunci o să ne spun oamenii ce au simțit, pentru că noi am văzut că dintr-un kilometru drumurile, proiectele s-au transformat în 10 metri sau 100 de metri și o nouă viață a fost închis proiectul, un doctor pentru tine a fost închis și multe alte lucruri. Dar noi astăzi nu vorbim despre acest guvern. Și acel guvern deja. Vorbim despre procuror. Vorbim despre procuror sau ce ne-a făcut să votăm acești oameni care sunt în acest guvern. Nu. Noi îi cunoaștem pe acești oameni. Eu vă pot spune cu siguranță că am așteptări mult mai mari de la domnul Pușcuță decât la doamna Gavriliță. Eu vă pot spune că în domeniul infrastructurii domnul Usată este mult mai priceput decât domnul Brânza. Și putem să luăm multe alte persoane așa, să le discutăm. Foarte mult îmi doresc ca acest guvern să se țină de cuvânt și să nu fie unul politic, să nu fie unul populist. Îmi doresc să nu tragă plapuma către cineva. Și îmi doresc să fie preocupat de acordul de asociere, în primul rând. Cum, domnul Cebotari, să-mi tragă plapuma, dacă în fiecare zi fac PR lui Dodon, a doua zi după numirea mea la Moscova? Este un subiect care deja, da, din păcate, să recunoaștem
că în coșul acestui guvern deja se acumulează bili negre, din păcate. Pentru că noi ne așteptăm el să facă lucru tehnic. Pentru că aceasta sunt discuțiile și promisiunile date de la tribună. Să nu se facă alte tipuri de lucruri. Pentru că bilile negre, din păcate, se acumulează. Oricare lucru are o masă critică. La ce vă referiți când spuneți de bilile negre? Vă referiți la această întorsătură a politicii externe pe care o vedem cu toții și vă deranjează? Deci noi suntem pentru o politică externă foarte echilibrată. Avem un acord de asociere care trebuiește să fie clar pus de prioritate în tot ceea ce se petrece. Parcă a vorbit pe Don acum când ați pus fraza asta. Am exact asta nu, nu. Noi zice. Noi acest lucru l-am vorbit, eu nu l-am ascultat pe domnul Dodon, noi acest lucru l-am vorbit tot timpul cât am fost și la guvernare. Dar deasupra la tot trebuie să fie Biblie, dacă doriți. Trebuie să fie acordul de asociere. Nu am văzut încă în aceste două săptămâni niciun semnal foarte clar din partea guvernului că acordul de asociere este, dacă vreți, căpătăiul nostru sau, cum se spune vorba asta, piatra de temelie, la programa guvernului și așa mai departe. Deci ce așteptăm în continuare? Ca guvernul să ne arate prin proiectele pe care le va face că prioritatea sa este una foarte clară. Și ritmul de implementare a acordului de asociere va fi unul grăbit sau sporit, dacă doriți. Pentru că acest guvern cel mai reformist care a spus dumneavoastră nu a făcut absolut nicio acțiune pe planul de programă de asociere. Vrem acum să fie recuperat acest jumătate de an. Și nu avem încă niciun proiect în Parlament venit. Deși au eu mă bucur că domnul Copșoi este aici. Au fost îndeplinite toate condiționalitățile, au fost restabilite încrederea partenerilor străini. Chiar săptămâna viitoare are loc în Germania o conferință cum nu mai a avut parte Republica Moldova. Nu, în sensul acordului de asociere, îndeplinirea acordului de asociere, la asta se referea domnul. Implementarea acordului de asociere mergea în ritm accelerat, toate demersurile erau făcute. Pe mine mă miră, bine, poate n-ar trebui să mă mire această remarcă vis-a-vis de politica externă echilibrată, ori Partidul Socialiștilor în plecarea la Moscova vorbesc din ce în ce mai mult despre Uniunea Euroasiatică, care se bate cap în cap de mersurile de a ratifica și de a intra în piața comună a Uniunii Euroasiatice și se bate cap în cap cu acordul de asociere de liber schimb aprofundat și tot cuprinzător. De aceea e cumva ciudat. Partidul Socialiștilor are un vector de politică externă bine definit. Partidul Democrat, până mai ieri sau până mai alaltăieri, erau profund pro-europeni și să nu zic anti-ruși. Ne aducem aminte toate cele demersuri ale guvernării PD legate de Rogozin și altele. Apoi Partidul Democrat a devenit cumva pro-Moldova înainte de alegeri. Deci a existat această faceți aici un pic confuzie. Toate demersurile noastre niciodată n-au fost îndreptate împotriva vreunui actor extern. Și au fost îndreptate pentru demnitatea noastră națională, integritatea și suveranitatea noastră. Doar că acest toate acțiunile îndreptate împotriva cărorva oficiali ruși au fost ca răspuns la acțiunile lor uneori denigratoare și înjositoare față de poporul nostru. Și cum să votezi un guvern atât de prorus? Cum să-l votezi pe un Gaiciu? Cum să-l votezi pe un Popovici? Cum să-l votezi pe Ciocoi la conducerea Ministerului Externe când până mai ieri era mâna dreapta lui Dodon pe politica externă? Noi am spus-o clar. Acest guvern este clar. Nu vreau să-l apărăm. Pentru că vedem că deja acumulează bilile negre. Deja începe să se împiedice. Dar acest guvern, din punct de vedere a calificărilor profesionale, este unul mai pregătit. Să lăsăm într-o parte geopolitica. Ceea ce arată ei. Dumneavoastră, ca specialist mai pregătit în afaceri, decât cel care dumneavoastră deficit propus de acest guvern de 7,4 miliarde de lei, nu vă trezește ca o persoană care conduce afaceri, că n-ai o gaură în afaceri de o asemenea mărime. Asta e... oferă credibilitate guvernului, oferă profesionalism? Mâine avem discuții pe marginea acestui proiecte. Mâine o să ne uităm în cifre mai detaliate. Și care era deficitul bugetului propus de către Maia Sandu? La Parlament. Care era deficitul? Aduceți aminte care era deficitul bugetului propus de către doamna Maia Sandu?
3 miliarde, 3 miliarde cu banii pregătiți pentru a acoperi acest deficit. Deci în cazul bugetului propus de către domnul Chiu, care mare parte copie bugetul Maia Sandu, doar că cheltuie și mai mult din banul public fără nicio acoperire financiară, dublând deficitul și neavând nicio acoperire, pentru că cele 3 miliarde, o bună parte trebuiau să fie acoperite din partea unui credit preferențial, din partea României, din partea Băncii Mondiale. Ori acești bani cel mai probabil nu vor veni. Iar o gaură de o asemenea proporție de 7,4 miliarde nu este decât o bombă cu ceas pentru economia Republicii Moldova. Vor crește ratele de creditare pentru persoane fizice și pentru afaceri. Deci în anul următor riscăm să intrăm în recesiune. Doar că socialiștii, ajutați de voie, de nevoie de Partidul Democrat, abordare după noi și potopul. Pentru Dodon e important să câștige alegerile prezidențiale. Și după asta... Să nu ne facem concluzii anticipate, cel puțin ce ține de Partidul Democraților, pentru că până noi vom înțelege exact aceste proiecte de lege, până nu vom înțelege cum vor fi folosiți banii, până nu vom înțelege cum rezolvăm... Apropo, un deficit neacoperit poate să rămână. Întrebarea este cât... Nu de 7 miliarde, domnul Ciucătare. Întrebarea este cât poate fi acest deficit, astfel încât noi să nu îl simțim ca efecte negative asupra economiei și asupra fiecărui cetățean, și de ce, care vor fi rațiunile. Pentru că, da, s-a vorbit despre proiecte investiționale importante în infrastructură, este bine, dar vreau să vedem totuși unde se vor duce o altă parte din bani. Alte reforme, unde se află ele, unde rămân. Pentru că sunt și alte reforme care urmează să aducă economii. Vrem să vedem, le regăsim în acele proiecte sau încă nu? Vreau să înțeleg pe ce se bazează această, nu știu dacă există o înțelegere politică între PSRM, nu, nici nu asta contează. Pentru că eu văd, pe de o parte dumneavoastră vorbiți despre bile negre care se acumulează, pe de altă parte văd o declarație făcută azi pentru TAS de Igor Dodon, în care vă numește că sunteți în continuare partid toxic. Vă deranjează când Igor Dodon vă numește partid toxic? Deci eu v-am spus, noi nu, cu Igor Dodon, nu ne-am cuprins... Nu facem coaliție, nu suntem de dragul unor interese. Noi avem un singur scop, am avut un singur scop. Să nu lăsăm țara neguvernată în perioada de iarnă. Doi, să vină o guvernare mai aproape din punct de vedere, mai bine zis, niște oameni în guvern, mai aproape din punct de vedere a politicilor sociale și economice de oameni și în care înțeleg care este impactul la fiecare pas. Trei, să depolitizăm această acțiune de guvernare, actul de guvernare. Vedem că cineva încă încearcă să se folosească și să acumuleze cumva avantajele sale politice, pentru că poate va fi facilitat sau avantajat în eventuala campanie prezidențială. Eu nu cred că oamenii nu înțeleg acest lucru. Eu nu cred că oamenii vor cumpăra ceea ce încearcă să vinde cineva. Cineva? Igor Dodon? Domnul Cebotari, nu e bine să streșați. E bine să recunoașteți că bugetul propus de Maia Sandu, așa numitul buget al solidarității, și bugetul propus actualmente, acum îl numiți dumneavoastră social, este 80%, dacă nu chiar 90%, același lucru. Și bugetul Maia Sandu avea măriri de salarii, măriri de pensii, măriri de ajutor social, majorarea indemnizației pentru veteranii de război de pe Nistru și din Afganistan, ajutor la contor pentru cei mai nevoiași oameni să-și achite factura la lumină, să-i ajute, asistența socială la 350 la 500 de lei pentru 400 sau 500 de mii de beneficiari. Acela era un buget social. Și atunci, să spunem că acest lucru nu era... Toate lucrurile astea, evident că sunt așa cum spuneți dumneavoastră. Toată lumea a văzut contextul în care acest lucru s-a întâmplat. Căderea guvernului Maia Sandu s-a produs pe fundalul concursului privind funcția de procuror general. Puteți să spuneți ce vreți. Toată lumea a văzut interese pentru ca în funcția de procuror general să ajungă cine trebuie. Dar noi de ce să spunem ce vrem? Noi v-am spus acest lucru încă din vară, că această coaliție în ajun de alegeri, după alegeri sau în perioada concursului sau în procesul de numire a procurorului general va cădea. De ce trebuie să spunem că noi nu recunoaștem? Pentru că nu este adevărat. Noi vă preîntâmpinam de acest lucru și atunci lumea nu vroia să accepte aceste argumente. Și acum ne spuneți că noi nu recunoaștem. Nu este adevărat. Iar ceea ce ține de bugetul, doamne Sandu, domn Popșoi, problema bugetului acesta este una. Acest lucru s-a făcut în 10 minute. Nimeni nu a știut despre acest proiect de buget. Nu a fost public. A devenit public.
după ce a fost aprobat, fără ca lumea să înțeleagă sau fără ca lumea să fie prea mult consultată în procesul. Acesta care a fost aprobat a fost consultat, a fost mai transparent? Acest proiect de buget are aceeași problemă, ca și acela. Dar doar că dumneavoastră ați încercat acum să ne convingi sau vreți să ne convingeți că nu știu ce s-a făcut. S-a făcut în grabă și știind că pleacă. Noi nu știm. Okay. Ziceam doar că nu-i bine să trecem. Din acest punct de vedere, nu e credibil acel buget. Atât timp cât acest buget este aproape identic cu cel precedent, cu excepția diferenței mari în deficit. Acel buget nu a fost asumat. El ar fi fost asumat atunci când guvernul doamnei Sandu ar fi știut că urmează să realizeze acel buget. Dar așa, știind că pleacă, a aprobat și nu este un lucru asumat. Genul că eu fac lucru populist. Păi dacă nu ați fi votat demiterea, era să fie asumat și era să fie votat. Știți, deja avem dubii că așa avea să fie, pentru că am văzut politica bugetară fiscală, care a fost propusă... Care tot e practic identică, ce a propusă de către guvernul Chiriu. Și aici avem întrebările noastre, unele lucruri sunt și am și întrebări de ce era... erau unele elemente în politica bugetară fiscală pregătită de proiectele doamnei Sandu, dar bine, aceste lucruri le vom discuta pe parcurs. Dar eu am vrut să fac un compliment, domnule Cebotar, atunci când dumnealui era așa de sigur că guvernul va cădea la alegerea selectarea procurorului general, atunci probabil Partidul Democrat avea suficientă capacitate analitică să înțeleagă că doamna Maia Sandu nu va admite, și blocul acum, nu va admite un procuror controlat de către Plahotniuc. Și acesta cred că e un compliment de partea colegilor democrați, că ei erau atât de siguri că, pe de o parte, doamna Maia Sandu nu va admite un procuror controlat de Plahotniuc, și pe de altă parte, tot le spunea probabil analiza colegilor democrați, că Dodon, pe de altă parte, nu va admite un procuror pe care el să nu-l controleze. Și atunci această logică este valabilă, doar că pe lângă această bătălie pentru procuror, așa să spunem simplist, au existat încă cel puțin două cauze importante de ce a căzut guvernul. Și unul este anume acest buget, care urma să ofere creșteri salariale de pensii foarte mari, și atunci nici Partidul Democrat, nici Partidul Socialist nu ar fi mai avut această critică, acest guvern nu se descurcă. Pentru că atunci când guvernul Maia Sandu ar fi ridicat salariile și pensiile cu banii care doamna Sandu i-a atras din exterior, recăpătând încrederea partenerilor, atunci aceste argumente ar fi decăzut pur și simplu. Domnul Dodon nu-și permitea acest lucru în contextul alegerilor prezidențiale. Un al treilea argument foarte important sunt alegerile locale și președințiile de raion. Domnul Dodon, exact din același motiv, din motivul alegerilor prezidențiale, nu putea să ofere blocului acum jumate din președințiile de raion din țară. A preferat să le ofere Partidul Democrat, pentru că așa considera dumnealui mai convenabil din perspectiva alegerilor prezidențiale. Este sau nu interesat, am mai pus întrebarea asta și n-ați răspuns, Partidul Democrat în acest moment de alegeri parlamentare anticipate? Sau nu? Partidul Democrat în acest moment este interesat de trecerea iernei. Deci nu este interesat Partidul Democrat. Și după asta revenim, după publicitate. Da sau nu? Și revenim după publicitate. Noi suntem interesați să depășim iarna. Deci în iarna, alegeri anticipate, sigur că nu ne dorim. De ce? Că vine iarna? Și ce dacă nu e iarna? Haideți care e legătura? Problema, alegeri trecuți tot iarna au fost. Problema gazului nu avem rezolvat. Este una la mână. Doi la mână. O instabilitate în guvernare, în perioada de iarnă, noi nu am avut data trecută, cel puțin. Trei la mână. Haideți să încercăm să modelăm care ar fi situația modelăm într-o criză. După pauza de publicitate. Publicitate. Revenim la discuție despre dacă este sau nu tentat Partidul Democrat de eventuale alegeri anticipate. Discutam și v-am întrerupt cu cea de-a treia idee pe care o aveți. No, bine, eu cred că să vă spun altceva. Nu, dacă colegii noștri, din teritoriu au zis că nu vă mai bateți joc de oameni cu alegerile, dar în același timp, dacă trebuie să ducem o luptă pentru rezultat, o să o ducem așa cum am dus-o în octombrie. Nu avem noi vreo frică, doar credem că nu este rațional acum de petrecut alegerile anticipate. Iată, inclusiv această declarație pe care o faceți, induce cumva senzația că Igor Dodon vă ține cu ceva în mâini. Nu pe dumneavoastră personal, Partidul Democrat în general. Domnul Cebotar are, din păcate, sau din fericire, dosar și limitate ridicată. Deci, teoretic, am putea să presupune și pe dumnealui îl ține. Ca și vorbeam la începutul emisiunii, sunt câțiva deputați. Bine. Careva, Haideți să analizăm un pic. Careva colegi de noștri au fost supuse mai multor presiuni. Noi am spus-o acest lucru, corect?
din păcate, au fost supuse presiunilor cu mâinile și cu ajutorul, cu încurajarea blocului acum. Și noi spuneam, băi, să nu facem greșeli din astea politice, doar pentru a atinge niște rezultate politice. La ce rezultatele stați diferite. La dosare, și dosare vă referiți? Inclusiv, da. Așa. Și vă explicam. Nu faceți aceste greșeli în speranța că voi o să slăbiți politic Partidul Democrat sau exponenți Partidul Democrat, pentru că o să strângă toate aceste rezultate colegul vostru de coaliție. Și așa acest lucru s-a întâmplat. Din păcate. Doar că eu vreau să vă asigur. Că noi v-am forțat să dați guvernul și să votați guvernul Chipu. Eu vă asigur că Partidul Democrat nu a participat la susținerea acestui guvern din cauza că a fost supus cărorva presiuni. Din cauza iernii. Nu am este doar, dar este și oportunitatea politică. Haideți să privim lucrurile obiectiv și așa cum ele sunt. Este și o oportunitate politică de a da jos guvernul Maia Sandu, care a fost unul antisocial, care era un guvern pro-european și a instalat pro-rus. Controlat de Dodon 100%. Haideți să nu ne amăgem. A fost un guvern acum socialist. A fost un guvern în care a cedat toate instituțiile de forță socialiștilor și concret domnului Dodon. Care instituție de forță? SISU. Nu e adevărat. De unde ați luat dumneavoastră? SISU. CNA-ul, Ministerul Apărării. Și toate Ministerul de lucruri, Interne are efectiv de 4 ori mai mare decât Ministerul Apărării. Curtea Constituțională este instituție de forță deja la dumneavoastră. Nu doar. Eu vă mai dau exemple de alte instituții. Curtea Constituțională și așa mai departe. Am o întrebare pentru domnul Cibotari și chiar vreau să înțeleg un răspuns plauzibil, pentru că nu mai vreau răspunsuri politicianiste pe care le-am auzit la întrebarea asta. Deci, atunci când a fost constituit guvernul PSRM acum, când aceeași combinație a votat acel guvern, și locul acum și PSRM-ul se fereau să, cumva să spună că aceasta este coaliție. Uh-huh. Da? Toată lumea se ferea că e o înțelegere nu știu de care. Până la urmă toată lumea a înțeles că este coaliție. Acum, ce se întâmplă? Fix aceeași situație. Exact aceeași situație. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră este, deci, în situația în care avem o combinație politică, hai să o numim așa, uh-huh, o combinație politică care rezultă din două sau mai multe partide, care rezultă cu investirea unui guvern și cu votarea unor proiecte în comun. Asta cum se numește? Stați cu noi că nu am votat niciun proiect în comun. Dacă vor fi... Da. Dacă vor fi investirea proiecte, guvernului pentru dumneavoastră nu e relevantă în sensul ăsta. Dacă vor schimbarea fi conducerii comisiilor parlamentare, a fost votat. S-a echilibrat formulele, știți foarte bine. Unde au fost, s-a votat pe revenim. Nu, vă rog, nu deviați. Dacă vor fi proiecte pentru țară și pentru oameni, noi le vom susține. Dacă nu vor fi proiecte din această categorie și va îndrăzni guvernul să-și asume riscul, să meargă pe cont propriu, cu proiecte care sunt împotriva oamenilor și a țării, sigur că nu vom susține aceste proiecte. De ce nu poate fi vorba despre susținere condiționată, necondiționată? Nu, există o condiție. Trebuie să fie proiecte pentru țară și pentru oameni. Atât. Ok, mergem altfel. Și eu, apropo, cred că proiectele pe care noi le vom susține, le va susține și blocul acum. Și atunci dumneavoastră veți avea întrebări și față, de fapt nu acum, eu nu mai știu acum, sau pas pe pedeau, asta fără ofensă și critică. Ideea unui aeroport sau două aeroporturi, de-am nu mai știu, că a terminat centura de ocolire a Chișinăului, deja au terminat, de-am fac aeroporturi. Dumneavoastră veți susține semne lucruri? Aeroport nu e clar, militar, nemilitar, la cedăr lungă, veți susține? Sigur că atunci când nu este o viziune foarte clară și nu înțelegem despre ce vorbim, noi nu vom susține. Sigur că proiecte dubioase, inclusiv din punct de vedere a securității statului, noi nu avem de gând să susținem. Nu avem de gând să susținem. Cagaiciu, nu avem de gând să susținem niciun, despre moțiune, domn niciun fel de proiect care ne poate slăbi ca stat, care ne poate dispersa, diviza ca structură statală și poate afecta suveranitatea și independența Republicii Moldova. Deci, acest guvern anume asta face? De ce vă temeți dumneavoastră? Nu. Când o să vedem
Eu nu vreau să spun da sau nu. Când o să vedem acțiuni clare, să știți că imediat o să fie și acțiunile noastre clare de răspuns. E posibil să fie prea târziu. Și sper că dumneavoastră atunci să susțineți. Mă tem să nu fie prea târziu. Haideți să vedem, pentru că noi încă n-am făcut nimic. Mergem mai departe. Noi n-am votat încă nimic. De ce așa spuneți? Și eu am încredere că proiectele care vor fi bune și noi le vom aproba, nu cred că vor fi cumva respinse din noastră. De ce? Atunci o să spunem întrebarea. Ce avem o coaliție mai largă? Împreună cu PAS, PPDA, Democrație și da, Socialiști. Interesant, vreau să văd și pe asta, dar uitați-vă, în luna iunie, atunci când se întâmplau toate evenimentele celea, din Partidul Democrat au ieșit acele imagini din care se vede foarte clar beneficiile financiare pe care le avea Partidul Socialiștilor pe parcursul anilor în care unde Igor Dodon vorbește despre banii pe care îi primea din Federația Rusă. Spuneți-ne, vă rog, dacă și există, de fapt, acele imagini sunt dovezi clare că Partidul Socialiștilor a fost finanțat din exterior, din Federația Rusă. Și posibil că încă mai este. În această situație, în cazul în care ar apărea o moțiune de cenzură, împotriva unui guvern PSRM care a fost susținut cu bani de afară, o veți susține? Situația din iunie am făcut-o publică noi. Despre această problemă am vorbit noi. Atitudine nu s-a luat. În studiouri nu prea s-a discutat acest subiect. Abia acum a început să se discute acest subiect. Dosarul există, ne-a arătat domnul Morari, așa, stă acolo, da, sigur că la dânsul pe masă. Noi vrem să fie claritate în acest dosar, dacă el există. Noi vrem ca, dacă se adeveresc anumite lucruri, să fie luate toate măsurile care sunt prevăzute de lege, astfel încât să ne asigurăm că dacă s-a produs o ilegalitate, ea va fi pedepsită și că acest lucru nu se va mai repeta pentru viitor. Noi vom susține, am spus acest lucru atunci, poziția noastră nu s-a schimbat deloc. Veți susține ea ce? A rămas, vom susține oricare acțiune și vom încuraja a justiției de pedepsire, dacă se constată ilegalități și oameni vinovați în aceste ilegalități, de finanțare ilegală și externă a cărorva partide politice. Poziția noastră nu s-a schimbat, pentru că ea nu se schimbă cum bate vântul sau cum s-ar părea. Dar ce trebuie să apară, domnul Cipotari, pentru chestia asta? Trebuie să vină procurorul și să spună că iată, a fost finanțare din exterior? Sau e suficientă această probă video pe care ați prezentat-o sau Partidul Democrat? Eu mi-aduc aminte, cineva spunea că aveau dubii dacă este o probă veridică sau și s-a confirmat, din câte înțeleg, s-a făcut o expertiză pentru această... Să vedem publică. Să vedem publică. Ce? Această expertiză, dacă cineva zice că s-a confirmat. Eu v-am spus încă o dată. Poziția noastră nu s-a schimbat. Tot ce s-a schimbat până acum, deocamdată, s-a schimbat poziția cărorva exponenți ai blocului acum. Pentru că anterior ei apărau, luau apărare acelei situații, acum se pare că încep să vorbească. Haideți să vedem până la capăt cum se va dezvolta lucrurile. Pentru că noi am rămas de același punct de vedere. Noi nu ne schimbăm viziunile, opțiunile sau abordările în dependență de nu știu ce schimbări din Chișinău. Foarte interesantă întorsătură. Deci, vă amintiți protestele de la președinție din iunie? Da. Atunci. Unde era domnul Chihu? Dodon, trădător de țară. Da. Și acum vreți probe... care nu confirmarea o expertiză a celor... Am impresia că nu ne auzim, așa? Cum nu ne auzim? Eu așa am impresia, deci... pentru că eu spun, poziția noastră nu s-a schimbat. Dar așteptați probe poziția noastră nu s-a schimbat. Nu, poziția noastră nu s-a schimbat. Cum s-a schimbat? Erați în opoziție, nu sunteți la guvernare. S-a schimbat. Poziția față de această situație nu s-a schimbat. Haideți să vedem pașii mai departe. Noi am rămas pe aceeași poziție și o aceeași concluzie. O să vedem la votarea moțiunii simple săptămâna asta. Față de domnul Găiciuc, noi ne-am spus puncte de vedere. Chiar, domnul Popșoi, cu tot respectul, și noi, odată ce ne-am asumat o decizie, noi totul nu o schimbăm pentru că, nu știu ce, ați devenit dumneavoastră sigur supărați. Sigur că o bună parte din colegii dumneavoastră habar nu aveau de viziunile domnului Găiciuc și de faptul că dumnealui părtășește patriotismul, în ghilimele, a luptătorilor din Donbass și a criminalilor de război. Hai să discutăm despre moțiuni. Veteranii războiului de ministru în fracțiunea dumneavoastră. Eu nu-mi imaginez că acei oameni cu bună știință ar fi putut vota
pentru un Gaiciuc cu asemenea viziuni la conducerea Ministerului Apărării. De aceea, în condițiile unor informații noi, da, afirmațiile au fost făcute mai demult, dar atât timp cât ele au apărut recent și colegii dumneavoastră bănuiesc o parte, nu au știut despre ele, așa cum n-am știut eu, spre exemplu, și alți colegi de mei. Atunci, în virtutea unor informații noi, oamenii își schimbă opinia, oamenii raționali, oamenii cu mintea lucidă. Doar cei care nu își schimbă poziția, indiferent de circumstanțe, nu cred că merită să fie în Parlament. În Parlament trebuie să fie oameni care, odată ce le se prezintă informații noi, ei acționează în consecință. Ori domnul Gaiciuc nu a făcut decât să se solidarizeze în cel mai rușinos mod cu luptătorii din Donbass, cu separatiști și criminalii de război, subminând astfel integritatea teritorială a Ucrainei și suveranitatea acestei țări, principalul partener al nostru de rând cu România. Și atunci când te solidarizezi cu separatiștii din Donbass, cum te poți uita în ochii ostașilor moldoveni? Ba mai mult, dumnealui a dat drept exemplu Donbassul pentru Armata Națională, ceea ce este un lucru pur și simplu rușinos. E halucinant să ai un asemenea ministru al apărării. Eu nu-mi imaginez cum dumnealui se va putea uita în ochii omologului său. Sunt obligat să fac această precizare. Domnul Gaiciuc a spus că informația a fost ruptă din context și că nu este chiar așa cum ați spus dumneavoastră și că el este patriot. Eu n-am spus nimic. Cuvintele dumnealui vorbesc de la sine. Deci există secvența. Cine dorește poate să privească toată locuțiunea lui de la Academie de Știință, doar că nu cred că va afla nimic nou. Acea secvență unde dumnealui efectiv se solidarizează cu luptătorii din Donbass și elogează separatismul din Donbass, vorbește despre natura viziunii sale cu privire la conflictul din Donbass, la fel cum vorbește și ceea ce a spus domnul președinte Dodon nu odată, Crimeea este parte a Federației Ruse, nu, ce poți să interpretezi acolo? Asta este o scuză, pur și simplu, o scuză rușinoasă, este dovadă de lașitate. Trebuie să vină domnul Gaiciuc în Parlament și să dea socoteală colegilor, atât celor care l-au votat, poate să răzgândească cine știe, cât și celor care nu l-au votat, dar mai cu seamă cetățenilor. Pentru că nu poți avea într-un stat ca Republica Moldova un ministru care subminează pe față suveranitatea statului vecin, având propriul conflict separatist. Ori domnul Gaiciuc, din câte cunoaștem noi, avea revenit în Republica Moldova în 93, din Rusia. Și n-au luptat în conflictul de pe Nistru, așa cum a luptat tatăl meu, așa cum a luptat domnul Leucă, din Partidul Democrat și alți colegi din Parlament. Cum dumnealui poate să privească în ochi, pe de o parte, ostașii Armatei Naționale, omologul său ucrainean, dar și cetățenii de rând, când el cântă ode separatiștilor și criminalilor de război din Donbass, acolo unde a mers Antiufeev, Karaman, Berioza din Transnistria, cadrele cele mai de preț ale regimului secesionist din Tiraspol, au fost transbordați acolo în Donetsk, sunt toți sub sancțiunea Uniunii Europene. Cum putem avea un asemenea ministru? Dar nu e prima dată, domnul Popșoi, să nu uităm că și domnul Dodon la un moment dat a făcut o declarație tare belicoasă despre situația din Crimeea și a cui aparține Crimeea. Dar au mai fost și alte acțiuni și la PCE. Știu, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim iarăși. Revenim la discuție. Toată lumea așteaptă să spuneți care va fi decizia Partidului Democrat în privința moțiunii. Bine, noi simple. Noi am spus-o foarte clar. Noi vom judeca acești miniștri pe ceea ce fac sau nu facă mandatul său de miniștri. Adică nu vă interesează declarațiile care... În privința declarațiilor sau acțiunilor unor miniștri legate la fel de Ucraina sau de Republica Moldova. Eu aș vrea să aduc aminte declarația domnului Popescu cu referire la Transnistria. Mi-a spus că noi am avut un război civil. Și a fost la fel, un act retractat această dezrespect față de multe. Uh-huh. Da, să vedem ce o să facă și poate și Gaiciuc își va cere scuze sau clarificările necesare. Deci nu, a făcut această precizare în care a spus că e ruptă din context. Să nu uităm că exact împotriva... Nu mai spui că război civil și mulți istorici poate să discute în contradictoriu cu dumneavoastră și alte, să elogiez separatismul, scălăi de război, și atitudinea, care au ucis 13.000 de ucraineni. Și să nu uităm că atitudinea prin fapte față de acea regiune separatistă și de poziția bagiocură față de poziția Ucrainei la APC a luat un alt
oficial a blocului acum, care a ocupat o funcție de, ulterior o funcție de ministru și era și președintele okay. unei formațiuni politice. Asta deci, nu scuză nici grafe, de cum. Din păcate, asta nu scuză se mai fac. Nici de cum poziția nu suntem de acord nici de cum cu acele declarații și le condamnăm. Doar că această persoană, în fața cetățenilor și a noastră, trebuie să răspundă pentru acțiunile pe care le-a făcut și le va face în funcție de ministru. Faptul că Găciuc e prieten cu Rogozin tot nu mă deranjează. O mică concretizare. Așa, spuneți? Am expus acum poziția mea. În cadrul fracțiunii Partidului Democrat, acest subiect nu a fost încă discutat. Uh-huh. Deoarece moțiunea a fost prezentată abia în ziua de vineri, în cadrul ședinței, uh-huh. Și după aceasta noi nu am mai avut ocazia să întâlnim pentru a discuta deci, aceste poziția subiect. Dumneavoastră, cel puțin dumneavoastră, nu o să votați această moțiune. Poziția mea a fost să judecăm colegii din guvern, pentru că sunt colegi, uh-huh. Da? Uh-huh. Să-i judecăm după ceea ce ei fac sau nu fac. Dacă sunt colegi, atunci e majoritate totuși. Noi și cu noi suntem colegi. Noi suntem colegi cu... Deci, eu mă refer la cei care participă la actul de guvernare. Va fi o decizie colectivă a Partidului Democrat? Sigur că da, va fi până la urmă o decizie a fracțiunii și noi după aceasta vom anunța decizia noastră. Dar poziția mea, eu ca poziția deputatul Cebotar la această etapă... Eu intuiesc că aceasta va fi o scuză comodă a colegilor din Partidul Democrat. Doar că asta este o scuză rușinoasă, atât timp cât domnul Găiciuc este politică, persoana care probabil a făcut legătura lui Dodon cu Rogozin. Ei au fost colegi la NATO când domnul Găiciuc reprezenta Moldova NATO și domnul Rogozin la fel. Iar figura domnului Rogozin și nocivitatea acestei figuri cred că e greu de subestimat fiecare pentru contextul politic. Noi ne subscrim nu cu vorbe, noi am demonstrat această poziție prin acțiuni foarte, foarte concrete. Da. Păcat că nu au fost înțelese ulterior. Bun. Ați văzut probabil cea mai proaspătă declarație a lui Igor Dodon făcută pentru TAS, în care acuză Statele Unite că l-ar proteja pe Plahotniuc, care, spune Igor Dodon, vrea să obțină azil politic în Statele Unite pentru a nu fi extradat, apoi spune că Plahotniuc le-ar fi promis americanilor că se va îngriji ca Partidul Democrat să ofere sprijin guvernului pro-european Sandu pentru a împiedica întărirea socialiștilor la putere. Sună tare interesant. Se încurcă în declarații asta, rău, domnul Dodon. Ori nu poți, în contextul actual, dacă o fi spus o jumătate de an în urmă, era de înțeles. Dacă nu o spune astăzi, e disonanță cognitivă. Ori, dacă dumnealui spune că Partidul Democrat ar fi susținut guvernul Maia Sandu, când ei, de fapt, l-au dat jos acest guvern și au votat un guvern prorusesc... Și nu înțeleg asta ce... E disonanță cognitivă. Deci, domnul Dodon are obișnuința de a transmite în spațiu public niște mesaje care sunt pe alocuri alogice, gândite pentru a îndoctrina electoratul pe făgașul unui anti-americanism cras, care la noi, din păcate, prinde în unele colțuri ale... Pentru o anumită pătură electorală pe care domnul Dodon se vede că nu o respectă suficient de mult pentru a le transmite careva adevăruri sau cel puțin niște mesaje cu anumit fir logic, orice ce ați citat dumneavoastră din mesajul domnului Dodon, este o chestie absolut alogică. Ori tu când spui că PD-ul ar fi susținut în continuare, când e deja dat jos guvernul cel mai pro-european, așa cum spune ambasadorul E, domnul Mihalcu, cel mai pro-reformist guvern, și ai pus un guvern pro-rusesc, atunci domnul Dodon e o declarație profund contradictorie, dar este și lipsită de respect pentru electoratul lui. Pentru că dumneavoastră gândește probabil că electoratul lui nu face diferența, nu intră în esența a ceea ce spune dumneavoastră. Și asta este pur și simplu batjocură față de alegătorii dumneavoastră. Hai să revenim un pic la o altă declarație pe care a făcut-o zilele trecute, dacă nu greșesc, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, care a spus că în perioada care s-a scurs din iunie până acum, nu a existat, de fapt, o solicitare a autorităților Republicii Moldova adresată Statelor Unite pentru extradarea lui Vlad Plahotniuc, care, știm cu toții, este investigat într-un dosar, inclusiv în Republica Moldova. De ce nu a existat acest demers adresat autorităților americane? Noi am spus-o nu odată, inclusiv și aici, în studio, la dumneavoastră, dosarul instrumentat împotriva lui Plahotniuc, și acolo probabil sunt o sumedenie de dosare care pot fi incriminate sau articole din codul penal. Până la urmă înțeleg că procurorii au intentat un dosar, sau dosarul principal este pe spălare de bani.
Dar pentru că acest dosar să fie finalizat și să fie prezentat partenerilor americani sau oriunde o fi domnul Plahotniuc și acei parteneri să-l poată extrada, luând în serios acele acuzații care îi sunt aduse, acest dosar trebuie să fie unul fără cusur. Să nu planeze nici pe aproape suspiciuni de ingerințe politice sau pe lipsă de profesionalism în elaborarea acestui dosar. De aceea era necesar să fie streac suficient timp ca procurorii să facă lucrurile temeinic. Noi nu am avut nici interes să grăbim procurorii astfel încât să dăm peste cap rezultatul, fie să nu fie făcut profesionist, fie să fie perceput ca fiind un dosar politic. Pentru că partenerii americani, ca și partenerii europeni, ca și mulți alți parteneri occidentali, nu vor extrada pe nimeni atât timp cât acel dosar nu este unul atât de temeinic, încât să nu poți să spui că nu este motivat nici de cum problema politic. Este, domnul Popoi, că nu a existat, nu a fost suficient timp, știind că sunteți la guvernare cu un partener ca Igor Dodon și PSRM-ul, care nu este unul de nădejde. Problema era trebuia în procuratură. Trebuia să vă mișcați rapid aici. Păi dacă era voia mea, poate mă mișcam, deși nu sunt jurist. Dar domnul Harunjin a plecat după multe rugăminți, să nu zic altfel, din partea societății, apoi a fost o perioadă până s-a identificat acel procuror interimar, deci procesele au durat, pentru că vă dați seama, până în iunie nu a fost foarte multă voință în procuratură pentru a investiga dosarul Plahotniuc. La fel cum mă tem că nu va exista de azi înainte și nu știu dacă a existat până acum suficientă dorință în procuratură pentru a investiga dosarul Dodon legat de finanțare externă sau potențiale alte dosare. Sau legat de fundația doamnei prim-ministru, doamnei primei doamne. Pentru că până acum era fundația Edelweiss, care acum înțeleg s-a închis ușile subit. Da. În schimb fundația primei doamne, da, nu e clar de unde bani, dar e o generozitate de invidiat. Spuneți-ne, domnul Cebotar, cine este totuși, în opinia dumneavoastră, Vlad Plahotniuc și de ce toată lumea din Partidul Democrat acum se distanțează, se feresc ca de tot ce înseamnă Vlad Plahotniuc? Domnul Cebotar nu se ferește, parcă a zis și vorbește cu el de când în când. Domnul Cebotar nu e din cei care se ferește ca de lepră de Plahotniuc. Am văzut declarația pe care a făcut-o Pavel Lip, Dumitru Diacov. Toți spun că nu mai are nicio treabă, nu ne mai identificăm ca cu Vlad Plahotniuc. De ce vă feriți așa de el? Păi întrebați-i pe cei care se feresc. A, dumneavoastră nu vă feriți? Eu nu mă feresc niciodată public de nimic, nu mă feresc de nimic din ceea ce cu cine mă întâlnesc sau din parcursul vieții mele, profesionale sau private. Pentru că am punctul meu de vedere și cu el am să rămân. Domnul Plahotniuc, să nu uităm, a fost persoana care totuși a adus acest partid la guvernare. Este persoana care a adus rezultatul care l-a adus în Parlament. Istoric pentru PDM. Când în alegerile din februarie... Nu-i cea mai reușit... Hitler a adus partidul nazist la guvernare. Dar este și persoana care a avut ambiția și a arătat cel puțin că Republica Moldova poate să stea singurică în picioare și nu trebuiește neapărat să accepte declarații atunci când moldovenii sunt numiți în tot felul. Și noi ne prefacem restul... De către cine? Știți foarte bine, persoane care au fost declarate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova. Și cum să votezi un asemenea guvern, domnul Cebotar, care a doua zi nu s-a uscat cerneala de pe decret, era deja la Moscova. Oamenii care au fost în guvern la momentul când au fost declarate niște persoane indezirabile, acum se află în acest guvern. Nu trebuie... Faptul ce au făcut este o șafă disonanță. Ce înseamnă i-ați votat? Noi am votat... Ați votat guvernul, domnul? Da, sigur că da. Și încă o dată vă zic, Pușcuță este mai calificat ca Gavriliță, cum să n-al votezi? Usată este mai calificat ca Brânzanu, cum să n-al votezi? Dacă procuratura va lucra bine, după această emisiune, trageți un ochi prin comentarii să vedeți ce spune lumea despre... Ce spune lumea despre Pușcuță. Știu, dar doamna Gavriliță a venit în Parlament și n-a putut să răspundă la nicio întrebare. Și ea îmi spunea că ea nu-i contabilă. Noi n-am chemat în fața noastră la întrebări cum să furi bani și cum să aduci bani Partidului Socialiștilor. Doamna Gavriliță nu o să poată răspunde. Nu au fost așa întrebări. Eu sper că ați înțeles aluzia. Au fost întrebări profesioniste. Cum să strângi bani pentru socialiști, doamna Gavriliță nu o să poată răspunde. Cum nici Brânzanu. Și apropo, Brânzanu, mult laudatul Brânzanu. Dumneavoastră știți cum el duce ședințele în guvern, în minister. Dumneavoastră știți cum el
discuta și nici eu vă spun că în timpul colhozului, nici în cel mai în timpul Uniunii Sovietice, nici în cel mai păcătos colhoz, nici omul care deschidea poarta la fermă în grajd nu avea așa un comportament. Din păcate, sorry, nu am văzut. Domnul Cebotar, eu am auzit... Dar știți foarte bine lucrurile... E dureros când se spune verde în ochi și se luptă cu schemele cele mai rădăcinare. Nu, știți foarte bine că vorbea Aburel și nu se pricepea ce vorbea. Faptul că probabil există unele probleme care trebuiau constatate și înlăturate, nimeni nu a pus la dubii. Pentru că lucrurile acestea, din păcate, în Moldova nu au fost dezrădăcinate. Avem puțin dar faptul timp. Că această persoană din nu se pricepea, cu actualul guvern, dar faptul că această persoană nici idee nu avea cum să se clarifice niște cifre sau niște ramuri ale economiei, asta era o rușine mai mare decât ce. Da, nu degeaba am adus cumva vorba de Vlad Plahotniuc. Mai discutați, să înțeleg, și acum mai discutați cu domnul Plahotniuc, da? Eu niciodată nu am negat că din când în când mai discut cu dumnealui. Da. Ultima dată cam lucruri, când ați discutat? Discutăm, bine, nu cred că este atât de important că n-am discutat ultima dată cu el. Nu mai este atât de important. Cum să vă zic? Noi discutăm lucruri care nu vizează politica sau interesul public. De aceea, colegul nostru, subiect. Ok, bine, dacă asta doriți, nu e nicio problemă. Colegul nostru de la Deutsche Welle, Tim Sebastian, v-a adresat în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie, o întrebare despre ce credeți dumneavoastră despre Vlad Plahotniuc. Să urmărim subiectul. What about Mr. Plahotniuk? Your colleague Andrian Kandu said in 2016 that he was made the most hated man in the country because people need to find somebody to blame. That's it? He's blameless? No, no one is angel in Moldova. Even the new governments, even the old governments, even democratic parties, the members were not angels, as no one is angel. We're committing mistake. We are committing mistake. Was he a crook? Is he a crook? No, of course he's not a crook. Huh? Of course he's not a crook. It's a person that has ensured a good, an efficient governance from the point of view of the social infrastructural problems. Yes, maybe the party didn't focus too much on democracy, and maybe the party didn't focus too much on implementing some reforms, in judiciary, for example. But what is done, improving the life of the people, it's done a lot, and even more than many other governments putting together for the last previous 20 years. Da, poate partidul nu s-a focusat pe prea multă democrație, spuneți dumneavoastră. Da. Recunoașteți că ați făcut parte dintr-un partid dictatorial. Nu, haideți să nu întoarceți cuvintele. Eu știu foarte bine ce am spus în acel interviu. Poate partidul nu s-a focusat pe prea multă democrație și poate partidul nu s-a focusat pe prea mult pe implementarea unor reforme precum reforma sistemului judiciar. Înainte de aceasta, nu tăiem din context, da? Înainte de aceasta am spus că ne-am axat foarte mult pe proiectele sociale, economice, infrastructură. Iar deviați spre iubim oamenii. Nu. Asta am înțeles. Am făcut aceste lucruri. Nu ne-a ajuns timp. Și ați democrația în Republica Moldova. Nu este adevărat, pentru că pe această... Spuneți dumneavoastră aici. Pe procesul electoral în care era guvernat sau asigurat de către Partidul Democrat în Parlament, au acces colegii noștri din blocul acum. Pe acel proces electoral sau pe acele procese atât de defectuoase, cum spuneți, am avut un raport al OSCE-ului în care au spus că au fost alegeri bune parlamentare. Au fost alte probleme. Și mai sunt acele probleme. Și nu au fost înlăturate, apropo. Domnul Cebotar. Nici acum nu au fost rezolvate. În perioada și că când dumneavoastră, probleme încă urmează, în perioada când dumneavoastră erați împreună la Ministerul Justiției, toate proiectele pe justiție, pe reformarea justiției au fost blocate de Uniunea Europeană, tocmai pentru că în această țară reformele în justiție nu mergeau. De ce spuneți dumneavoastră acum lucruri neadevărate? Când a fost proiectele pe reforma justiției? Când proiectele... Uniunea Europeană a stopat? Domnul Călugăreanu, haideți să fim corecți. Eu eram la TV8 în momentul acela și reporterul nostru v-a luat sincron. Domnul care... Călugăreanu, dați să vă aduc eu aminte și găsiți înapoi ce a fost. Noi am avut o strategie a reformei justiției din 2012. Da. Deja în 2015 Uniunea Europeană a oprit oricare finanțare pentru justiție.
În 2015. În 2016, 2017, noi, fără bani de la Uniunea Europeană, am realizat acel proiect, toate proiectele aproape, peste 90% din strategie de reformă a sectorului justiției. În așteptarea, din contul propriu, a țării, în așteptarea că Uniunea Europeană își va onora obligațiile și va debloca acei bani. Obligații, domnule. Erau obligații pe acolo. Nu, bine, erau angajamente. Uniunea Europeană și plătitorii de impozite nu ne sunt datori. Erau angajamente. Și în speranță că ei vor debursa acei bani. Ne-am trezit ulterior, în luna septembrie, în care, cu o scrisoare în care spun: deși voi ați realizat strategia de reformă a sectorului justiției, acest lucru nu a fost realizat conform calendarului de implementare a acelei strategii, de aceea banii nu pot fi deblocați. Așa. Sunt alte lucruri. Nu a fost blocată reforma. Reforma s-a petrecut. Problema celor care au... Mulțumiți de reforma care s-a petrecut. Haideți să vă uitați după indicatorii care erau și după indicatorii a fost realizat și acceptată. Scrisoarea despre care spuneți dumneavoastră a fost urmată de două rezoluții ale Parlamentului European foarte critice, în care s-a asistat în general finanțarea Republicii Moldova. Politice lobate de aici, de la Chișinău, da? Asta spuneți dumneavoastră. Nu, asta deci, s-a lăudat. De acest lucru s-a lăudat, apropo, Open Dialogue, după întâlniri cu mai mulți politicieni de la Chișinău, ei s-a lăudat că ei se angajează, se facă lobby pentru aceste lucruri. Asta le găsiți și în raportul de anchetă, apropo. Dar eu reamintesc și alte poze. Domnul Plahotniuc la Parlament. Raportul care Maia Sandu și Andrei Năstase erau acuzați de trădare de patrie pentru două bilete. Apropo, n-au fost, n-ați citit atent. Am citit. Și alt lucru important, politicienii de la Chișinău care se lăudau că noi vom merge în fiecare ușă și vom solicita ca să fie blocată finanțarea pentru Republica Moldova. Da, a produs efect acest lucru. Da, în opinia dumneavoastră. Și vreau să vă mai aduc, ne privesc, vreau în această seară, ei s-au simțit în democrație în perioada când Partidul Democrat făcea ceea ce făcea? V-am spus dumneavoastră. Problema a existat așa cum există și acum. Spuneți dumneavoastră că cele două rezoluții ale Parlamentului European au fost chestii politice? Domnul Călugăreanu, da, eu am să vă mai aduc aminte declarațiile. Asta nu aveți idee în ce hală trăiau oamenii în țara asta atunci. Și trăiesc în continuare. Și nu a făcut nimic această guvernare și nu trebuie să aruncați pixurile, pentru că există și alți politicieni europeni respectați în acest studio, care au spus că încă nu au văzut așa politicieni, așa cum au fost cei care au lobat suspendarea finanțării, ca să lucreze împotriva țărilor. Din păcate. Eu sper că această lipsă de maturitate... PSD-ul în Parlamentul European. Eu mă refer la domnul Traian Băsescu, care a făcut așa declarație. Și o știți foarte bine. Care mai obișnuiește să facă și poze cu domnul Filip. Care a făcut această, indiferent cu cine. El face și cu Maia Sandu poze. Da, a făcut. Și cu alții. Adevărat. Da, așa e. De aceea trebuie să-l privim ca atare, da? Și a făcut o declarație cinstită. Dar știți ce declarație a făcut Băsescu în perioada iunie, atunci când se întâmplau lucruri urâte în Republica Moldova? Da, nu, toate declarațiile trebuie să le acceptăm. Pentru că le-a făcut dumnealui și probabil asumate. Nu chiar toate declarațiile trebuie să le acceptăm, trebuie să avem gândire critică și să judecăm cu propriul cap și nu cu ceea ce spun alții. Bun. Chiar dacă uneori mesajele sunt pertinente. Dar legat de asistența externă și de reforma justiției, iată acum o să avem reformă. Cu actualul ministru și cu actuala procuratură și CSM și CSJ, iată acum o să avem noi reformă. Și asta este marele păcat, pentru că așa cum se întrezărește acum conceptul de reformă gândit de către guvernarea precedentă, acea evaluare externă, care oferea mari speranțe că sistemul judecătoresc se va reforma. Acum a fost dată peste cap complet această reformă, de evaluare externă. Nu mai merge vorba să discute despre o careva evaluare internă, ca toți judecătorii din sistem să se evalueze pe ei înșiși, pe neamurile lor, cu mătri, cu mnați, ei despre ei se știu, o mână spală pe alta. Acest lucru este foarte regretabil, dar noi sperăm în viitorul apropiat sau când vor fi alegeri să revenim la guvernare și să ducem până la capăt această reformă, că fără reforma justiției, țara asta nu are șansă. Investitorii nu vin, cetățenii vor pleca în continuare, de aceea reforma justiției este temelia progresului în Republica Moldova. Mai avem destul de puțin timp. Există un dosar privind uzurparea puterii în iunie și chiar vreau să vă întreb ce credeți că se întâmplă cu dosarul ăsta. După schimbarea procurorului sau venirea procurorului nou?
Nu cred că e bine să întrebați un polițian ce se întâmplă cu un dosar penal. Ce credeți că se va întâmpla cu acest dosar, dumneavoastră fiind și președintele Comisiei? Pot doar să speculez. Evident că acest dosar probabil nu va ajunge în instanță. Mai mult decât atât, am o suspiciune vagă că în această săptămână acei judecători ai Curții Constituționale, doamna Polski, Gurin, Zaporojan, domnul Poalelungi, Băieșu, se vor eschiva de la veni la ședința comisiei, deși i-am notificat și public și am încercat și la telefon să-i notificăm. Am trimis citația și la Curtea Constituțională, dumnealor s-au acoperit cu datele caracter personal, deci nu au trimis adresele pe... Am înțeles. Dar noi în continuare vom detalia raportul, îl vom face public, chiar dacă judecătorii Curții Constituționale nu vor binevoi să vină să dea socoteală în fața deputaților, în fața aleșilor poporului. Am înțeles scurt, domnul Cebotar, legat de subiectul ăsta. Am avut atunci, în iunie, două guverne. Am avut un decret semnat de Pavel Filip privind suspendarea președintelui, alegeri parlamentare anticipate. E decretul uzurpare... nu a fost de suspendare a dizolvarea Parlamentului. Da, adevărat. De dizolvarea așa? Parlamentului și de fixarea datei alegerilor anticipate. Asta cum se numește? Sunt aceste s-a acționat documente. Constituțional. Temei pentru uzurpare? Nu. S-a acționat, a fost la dispoziție anumite acte Curții Constituționale și s-a acționat în conformitate cu aceste acte, cu acele decizii. Deci dumneavoastră considerați că acest dosar nu ar trebui să nu fie nicio unul... Nu are perspectivă, aceasta înțelege toată lumea și o recunoaște, inclusiv și colegul nostru de studio, domnul Mihai Popșo. Eu cred că dumnealui în adânc sufletul înțelege acest lucru și doar dacă că... Dacă procuratura ar fi independentă... Nu în zadar, dumnealui a declarat mai mult public că este un act politic, nu altceva. Instituții blocate, domnul Cebotar? Ancheta comisiei, domnul Cebotar, nu confundați. Au lucrat, domnul Cebotar, ca și jurist, nu-i bine să confundați. Ancheta parlamentară, da, are un caracter inclusiv politic, dar dosarul de la procuratură este eminamente penal. Dosar care a fost făcut la comandă politică, știți bine. Asta o spuneți dumneavoastră. Eu aș vrea să văd care va fi continuitatea acestui dosar. Va fi sau nu va fi comandă politică în continuare acestui dosar? Eu sunt curios să vedem și finalitatea acestui dosar și finalitatea dosarului despre care spune domnul Morari că stă pe masa lui despre finanțarea Partidului Socialiștilor. Sunt foarte curios care va fi finalitatea acestui dosar. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Noi ne revedem joi, ca de obicei, la ora 20. Avem și o surpriză interesantă pentru ziua de joi. O să vedeți atunci despre cine este vorba. Vom avea doar un singur invitat în această emisiune și o să vedeți despre cine este vorba. Mai bine!